Hristos a biruit mormântul și lumea va salva. Să cânte cerul și pământul, Hristos am înviat, am înviat. Aleluia, aleluia. Femeilor le spun tânăr, ochii luminat. Uitați-vă, e gol mormântul, Hristos m-am înviat, am înviat. Aleluia! Aleluia! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Domnul a înviat și ne-a dăruit lumina nouă celor răscumpărați prin sângele Său. Aleluia! Hristos a înviat! Sfintite simțirile voastre, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, credincioși în catedrală, credincioși uniți cu noi pe undele internetului. Continuăm astăzi să-L întâlnim pe Iisus la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. El vine în mijlocul nostru, vine să ne ducă lumina Sa, bucuria învierii. Vine să ne cheme mereu pe drumul pe care El a mers, spre slavă. În această zi ne amintim și de Preacurata Fecioară Maria în luna mai. Ea este mama noastră și ne însoțește mereu la Iisus după ce ni l-a oferit. Ne cheamă să-L întâlnim. Și Sfântul Anton, pe care îl amintim în fiecare marți, ne invită să-L descoperim pe Iisus. Ne vom bucura la sfârșitul acestei sfinte liturghii că în atmosfera aceasta de bucurie a întâlnirii cu Iisus, să întâmpinăm și icoana Maicii Domnului de Cacica, care vine la noi, vine să ne ajute să ne pregătim să-L întâlnim pe Sfântul Părinte Papa Francisc. O vom primi aici, în această seară, la sfârșit, îi vom cânta și o vom ruga să rămână cu noi în această perioadă, începând de mâini, cu o novenă specială. Ne dispunem acum, cerând iertare pentru toate păcatele noastre, ca să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii cu inimi curate. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic, vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, care Te-ai coborât din cer pentru salvarea noastră, ne dură
Hristoase care ai murit pe cruce, îndură-te de noi, îndură-te de noi. Doamne care înviați și te-ai înălțat la cer, pentru a ne duce la Tatăl, îndură-te de noi. Înădură-te de noi. Să ne rugăm. Dumnezeule, care prin învierea Fiului Tău ne reînnoiești pentru viața veșnică, dăruiește-i poporului Tău statornicie în credință și speranță, ca să nu ne îndoim nici când de împlinirea făgăduințelor Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea au ajuns niște iudei din Antiohia și din Iconiu, care au convins mulțimile și bătându-l pe Paul cu pietre, l-au târât în afara cetății, crezând că murise. Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui, el s-a ridicat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat împreună cu Barnaba spre Derbe. După ce au predicat Evanghelia în cetatea aceea și au făcut mulți discipoli, s-au întors la Listra, la Iconiu și la Antiohia. Ei au întărit inimile discipolilor și i-au încurajat să rămână statornici în credință, spunând: trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Ei le-au hirotonit prezbiteri în fiecare comunitate și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat Domnului în care crezuseră. Trecând prin Pisidia, au ajuns în Pamfilia. După ce au vestit cuvântul în Perga, au coborât la Atalia. De acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia, de unde fusese încredințați harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniseră. Când au ajuns acolo, au adunat comunitatea și au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei și cum le-a deschis și păgânilor poarta credinței. Ei au rămas mai mult timp cu discipolii. Cuvântul Domnului. Cei care te iubesc pe tine, Doamne, să cânte gloria împărăției tale. Cei ce te iubesc pe tine, Doamne, să cânte gloria împărăției tale. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale și credincioșii tăi să te binecuvânteze. Să facă cunoscută gloria domniei tale și să vorbească despre puterea ta. Cei ce te iubesc pe tine, Doamne, să cânte gloria împărăției tale. Credincioșii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii tale și gloria plină de strălucire a domniei tale. Împărăția ta este împărăția tuturor viacurilor și stăpânirea ta va tăinui din generație în generație. Cei ce te iubesc pe tine, Doamne,
să cânte gloria împărăției tale. Gura mea să vestească lauda Domnului, toată făptura să binecuvânteze numele Său Sfânt, în veci și pentru totdeauna. Cei ce Te iubesc pe Tine, Doamne, să cânte gloria împărăției Tale. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Hristos trebuia să sufere și să învie din morți și astfel să intre în mărirea Sa. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor Săi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine Conducătorul Lumii, dar nu are nicio putere asupra mea. Însă lumea trebuie să știe că-L iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Preasfințiile voastre, dragi confrați, iubiți credincioși, din cuvintele pe care ni le-a spus Iisus în această seară la Evanghelie, înțelegem limpede că pacea este de mai multe feluri. Există o pace a acestei lumi care poate fi înțeleasă ca o stare generală non-conflictuală. Lipsesc războaiele, lipsesc luptele, disputele publice, încăierările. E o stare generală de liniște. Iisus Hristos are și El pacea Lui. În timp ce pacea acestei lumi este exterioară, pacea lui Iisus Hristos este lăuntrică, interioară. Și așa cum ne spune El, de la El o primim altfel decât ne-o dă lumea. Eu vă dau pacea mea, însă nu așa cum vă dă lumea. Iubiți credincioși, pacea acestei lumi este de multe ori câștigată prin niscaiva compromisurii. Preferăm să recurgem și la minciună sau să stăm cu minți în bancă fără să luăm atitudine. Să ne ținem gura închisă pentru că spunem noi, e mai plăcut așa.
să fim lăsați în pace, să fim lăsați în pace. Însă, la Iisus Hristos este altfel. Pacea lui Iisus Hristos este un dar care vine spre noi și în același timp este o exigență pe care o simțim. În ce fel? Pacea lui Iisus Hristos înseamnă că trebuie să lupt cu mine însumi, să văd cum mă țin pe mine în control, să îndepărtez din sufletul meu ce înseamnă voluptate, concupiscență, tristețe, tulburare. Se vorbește în psihologie foarte mult despre frustrare, despre stări de anxietate. Dacă îl urmărim bine pe Iisus Hristos, înțelegem că nu stă în puterea păcii lumești să ne vindece pe noi oamenii de tulburare, teamă sau anxietate. Pentru că spune Iisus să nu se tulbure inima voastră și iarăși să nu aveți teamă, să nu vă fie teamă. Recurgem la mulți psihologi uneori pentru ca să redobândim pacea adevărată. Și cu toate acestea, rămânem cu tulburări, rămânem cu neliniști, rămânem cu nonsens sau dezorientare. Ar trebui să ne gândim în această seară la Iisus ca la un psihoterapeut divin care știe cum să ne vindece de tulburare și de frică sau de teamă. Am venit la biserică și am rugat-o pe Sfânta Fecioară Maria, de atâtea ori am repetat, bucură-te tu cea plină de har. Iar la litania lauretană am ascultat și am invocat-o pe ea ca regină a păcii. Ne-o putem imagina pe această regină a cerului ca fiind o albie prin care curge pacea adevărată spre noi. Sfânta Fecioară Maria, maestră a păcii, pentru că ea are acces permanent nemijlocit la Iisus Hristos, care oferă pacea ca un dar. Nu trebuie să ne gândim că am eu strategiile mele ca să țintesc, ca să intru în posesia păcii despre care vorbește Iisus Hristos. Nu, acea pace a lui Iisus este întotdeauna un dar. Și noi facem bine să îl cerem în fiecare zi. Doamne, dă-mi pacea care este mai mult, cu totul altceva decât pacea acestei lumi. Și această pace să mi-o dai prin mijlocirea acelea pe care eu o invoc ca regină a păcii, prin mijlocirea Maicii tale preacurate. Amin. Fraților prea iubiți, Preacurata Fecioară Maria și Mama lui Dumnezeu, Maria, este vestiernica harurilor cerești, Regina Păcii și a Universului. Prin mijloacirea ei să-L chemăm în ajutor pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește bună înțelegere tuturor popoarelor. Te rugăm, ascultă-ne. Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință. Te rugăm, ascultă-ne. Descoperă-le celor căzuți bunătatea de mamă a regina cerului. Te rugăm, ascultă-ne. Fă ca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija mamei cerești. Te rugăm, ascultă-ne. Dispune inimile noastre să primească, asemenea Mariei, îndemnurile Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne.
Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, voința ta a fost ca prin Preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Tăi te rugăm, Haro, să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât, bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la adevărata pace și mântuire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ave Maria, Ave Maria, înscânătă pe vânăcerie, vânăcovoară. Ave Maria, Ave Maria, înscânătă mamale tău, povoară. Slăvită ești locea fără vânt, tu steaua de vimineție, răsare să adoboci pe acest pământ, pe soarele dreptății. Ave Maria, Ave Maria, îți scânete vânăcerie, vânăcovoară. Ave Maria, Ave Maria, îți scânete mamale tău, povoară. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești darurile bisericii care tresaltă de veselie, și precum i-ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește-i și rodul fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și mi-mi cu Duhul tău. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vreme de nevechi și drepti este. Cu adevărat vrednic și drept, cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit, în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos, Domnul nostru. Căci vindecând rănile vechi ale păcatului, El reînnoiește universul și nouă ne redă plinătatea vieții adevărate. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnumăririi tale, zicând fără încetare.
Sfânt, Domnul Slavot, plin este cerul, cerul și pământul, de mărivirea Lui, de mărivirea Lui. Osana, 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 Netrocie de Sobobos, Netrocie de Sobobos, Bivine este Covob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 
numele Domnului. Osana, 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 într-o ce e de sus, într-o ce cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, la dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiții noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Care iei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatul lumii, dă-ne nouă pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a înviat din morți. Doamne, nu sunt vrednic să fac o vână, dar spune-mi. Creștinii să ne dăm mâna, să mergem pe vovona la masa Domnului. Este dat-o pe vine de același bună părinte, oricine o primește, unit cu tot se simte, săracul și bogatul, copii, femei, bărbați, mâncând la aceeași masă,
cu toții suntem frați. Creștinii să ne dăm bună, să mergem bună pe bună la masă. Pe voi copii vă cheamă Hristos Mântuitorul, vă binecuvântează, vă dă tot ajutorul, să creșteți mare puternici în vârstă și în hară, veniți să vă hrănească la sfântul său alătar. Creștini să ne dână, să mergem pre la masă Domnul. Voi tineri pline de viață, alegeți calea dreaptă. Hristos din tabernacol cu dragoste vă așteaptă. El este atotputernic de oameni iubitor. Pe toți vă ocrotește, la El veniți cu dobor. Creștinii să ne dăm bâna, să mergem bâna pe bună la masă. Când patimile ne ceară că din noi să risipească tot binele și harul, iar răul să-l sporească. Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dânsul nitărivia, la El venim cu avânt. Creștinii să ne dăm vâna, să mergem vâna pe vâna la masă Domnului. În valea suferinței, lipsiți de mângâiere, noi pace avem de lacrimi, de chină și de durere. Dar o speranță sfântă spre veșnicul izvor ne înalță peste lacrimi, la El venim cu dobor. Creștinii să ne dăm bâna, să mergem pre bună la masă. Sufletul lui Hristos sfințește-mă, trupul lui Hristos mântuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile tale ascunde-mă, nu mă lăsa să mă despartă de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă-mă, și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfințită, în vecii vecii, Domnul.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, privește cu bunătate la poporul pe care ai binevoit să-l reînnoiești prin tainele veșnice și să-l călăuzești la învierea trupului spre slava nepieritoare, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Implorăm acum binecuvântarea Sfântului Anton în această zi când îl amintim și ne vom îndrepta cu toții împreună la intrarea în catedrală pentru a o întâmpina pe mama noastră cerească, ce vine să ne viziteze, dar ne va spune ceva. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat, pe acum și până ne vea. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a Sfântului Anton de Padova, să binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești rece vivina cerului. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Spre Tine, Mama, alergăm cu iubire. În Tine, Tatăl, și-a arătat mărirea. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. L-ai înăsut pe veve Hristos, Domnul nostru. Credința ta ne netărăvește de drumul vieții. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Este ama nevestă veveștă lumivina. Ești călăvuza și apărătoarea noastră. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Ave Maria, Mamă cerească, Tu ești regina cerului. Ave Maria, Mamă cerească, Tu
Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și de unde mi-e această bucurie? Să vină Maica Domnului la mine, spunea Elisabeta. O spunem și noi în această zi, o spunem și noi cu bucurie și vrem împreună cu Maria, mama noastră, să cântăm Magnificat, sufletul meu îl preamărește pe Domnul, pentru toate bucuriile pe care Domnul le-a făcut și ni le-a dat prin ea. Bucură-te tu, Fecioară Marie, căci vii la noi să ne încurajezi. Vii să ne pregătești pentru un moment de profundă credință. Vii să ne arăți calea să mergem împreună cu Papa Francisc, care vine la noi să ne arate dragostea sa, să ne întărească în credință și să ne facă să ne unim cu toții în jurul tău, Marie. Că odată, din toată inima, toți împreună îți spunem, bine ai venit la noi, Fecioară Marie, bine ai venit! Crocea lui Iisus, iar sine gora nădăște nebiruință, ne este ajutorul sfânt de Iisus. O Marie, o prea dulce mamă, român vivia, Iesum sotul tău, ascultă ruga celor ce te cheamă și înalță sus la Dumnezeu. Și înalță sus la Dumnezeu. Mai sunt crești vivine ce au atat cinstire, dar au pierdut din spiritul frățăvesc. Tu dă-le, Mamă, gândul de unire și aprinde-ne toți în foc dumnezeiesc. O Marie, o prea dulce mamă, român vivia, Iesum sotul tău, ascultă ruga celor ce te cheamă și-onalță sus la Dumnezeu.
înalță sus la Dumnezeu. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Preasfințite Sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, dragi iubiți oaspeți, vă rog pentru o clipă să rămânem șezând. A venit la noi Preacurata Fecioară Maria. A venit în ospeție, a venit în vizită, a venit aici, în catedrala noastră, în catedrala închinată ei. Aici vrem să aducem cinstea noastră, să continuăm să aducem cinstea noastră, să continuăm a o ruga să nu ne uite, să rămână mereu cu noi, mai ales în probleme și greutăți, cum a rămas în toată istoria bisericii noastre și cum a rămas în istoria bisericii noastre locale. De fapt, Maria peste tot este acasă, dar într-un chip deosebit ea rămâne în anumite locuri unde vrea mai mult să ne adune pe toți ca să formăm o singură familie. Și asta, iată, bucuria noastră o avem când ne apropiem de sanctuarul din Cacica. Dar iată că acum Preacurata Fecioară Maria lasă acel sanctuar să vină la noi, cum a și făcut-o altă dată prin toate parochiile. Acum vine ca să ne adunăm în jurul ei. Când ne ducem la Cacica, vedem un lucru care ne impresionează. Există, undeva în partea altarului, în dreapta, un loc unde se văd acele aduceri aminte, ex-voturi, voturi pe care le-au oferit credincioșii, daruri. În mijlocul tuturor este o inimă mare, o inimă mare din argint, sigur, conținând și aur. Ce însemnează această inimă? Semnează o recunoștință pe care cei din Cacica, dar nu numai ei, cei din Bucovina și cei din toată Moldova noastră, îi aduc ei o recunoștință, adică inima unită tuturor. Pentru ce? Pentru că ea a salvat acel sanctuar în timpul războiului. Acolo au fost lupte grele, toate pe deasupra. Doar câteva schize, aceste gloanțe au ajuns să arate lumii că a trecut prin mare încercare, dar a apărat acel sanctuar. Și de aceea credincioșii au voit să aducă această inimă plină de recunoștință. Să nu uităm. Ea ne umple de bucurii, ne apără, ne însoțește, ne încurajează. A venit aici, la noi. Rămâne cu noi câteva zile. În aceste zile se oferim inima noastră vie, toată unită și cu a Sfântului Părinte, pentru că ea va rămâne aici, la noi, atunci când Sfântul Părinte o va venera și ne va consfinți și consacra Maicii Domnului de la Cacica. Mă bucur să vă spun că Maica Domnului ne cheamă acum. Vine să ne spună să nu uităm, să nu uităm iubirea lui Dumnezeu,
Să nu uităm că El ne ocrotește. Să nu uităm că El este pacea noastră, că El este bucuria noastră, că El este Cel care ne însoțește mereu. Maria mijlocește pentru noi și ne apără în atâtea încercări și primejdii și în momentele de suferință prin care trece uneori. Maria ne însoțește. Iată pentru ce a venit la noi și ne cheamă să nu uităm. Să nu uităm de dragostea ei care ne l-a oferit pe Iisus. Să nu-L uităm pe Iisus care a venit pentru noi. Să nu-L uităm pe Papa care ne vorbește despre Iisus, despre ea, Maria, ocrotitoarea noastră. Să nu uităm că avem o mare bucurie având-o ca mamă. Toți creștinii, în toate zonele noastre, din inima poporului nostru credincios, catolic, ortodox, din toți cei care o prețuiesc, o stimează și o cinstesc, să nu uităm că ea rămâne cu noi ca să ne unească. Papa vrea să ne arate acest lucru. Dar acum noi împreună, mulțumindu-i pentru că a sosit la noi, ca să începem cu ea mâine, după masă, seara, acea novenă de pregătire la această sărbătoare a sufletului nostru. Și acum ne rugăm cu toții Maicii Domnului ca ea, Maica Domnului de Cacica, să ne ocrotească și să ne facă să nu uităm de iubirea lui Dumnezeu și a ei. Rugăciune către Maica Domnului de la Cacica. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, Tu ai fost mereu alături de poporul român, oferindu-i prin Preacurata Fecioară Maria și prin icoana ei miraculoasă de la Cacica un ajutor puternic în momentele grele de încercare. Încrezători în bunătatea Ta, alergăm la tronul milostivirii Tale, cerându-ți pentru meritele Fiului Tău, Iisus Hristos, care dorește să ne împartă roadele mântuirii, să-ți îndrepți ochii spre noi, fiii Tăi, să ne ocrotești, să ne unești, să ne binecuvântezi pe drumul credinței noastre. Pentru iubirea nemărginită a Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului de la Cacica, dăruiește-ne, Te rugăm, Doamne, harul pe care îl așteptăm de la Tine pentru pace, pentru lumină, pentru curaj, pentru ca ocrotiți și ajutați de ea, mama noastră, să putem înainta în credință, să ne îndreptăm mereu spre Tine și să dobândim astfel cununa biruinței. Atotputernice Dumnezeule, rugăciunea ei se îndreaptă spre Tine și pentru biserica întreagă, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru toți episcopii și preoții, pentru toate familiile, pentru toți tinerii, pentru întreaga țară și tot poporul nostru credincios. Ascultă rugăciunea noastră și rugăciunea ei. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este. Să vă mulțumim.
Gina Celi. Regina Celi. Și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoință prin învierea Fiului, Domnul nostru Iisus Hristos, dă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioară Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, în același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă, care sunt încredințați ție prin mila lui. Cu bunul Iisus să-i binecuvânteze, Fecioară, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Celebrarea primirii Maicii Domnului s-a terminat. Mergeți în pace! Veni vină operea mea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem, fiie ca mare, o floare pe me, cu toții mă prebună, o inimă mai bună, să-ți oferim în dară. Venim în operea mea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem, fiie ca mare, o floare pe bealtară. Să-ți spunem, fiie ca mare, o floare pe bealtară. Iar tu cu dămărnici vivie, mai mijloci viere tare, și bivine cu vobne tare, căci plivină e veșteară. Venim în operea mea curată, cu inimii iubitoare, să-ți spunem, fiie ca mare, o floare pe bealtară. Să-ți spunem, fiie ca mare, o floare pe bealtară.